Cercetătorii Facultății de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare folosesc un tomograf pentru a stabili dacă arborii sunt sau nu sănătoși, în ce proporție sunt afectați de putregai și ce rezistență mai au la vânt. Este o metodă minim invazivă, sub nicio formă nu dăunează arborilor pe care îi analizăm și este foarte utilă, cel puțin în zonele urbane, pentru a identifica arborii cu probleme. Spuneați că este minim invazivă, dar totuși m-am văzut bătând niște cui acolo și mi-a stat inima în loc, așa? Cuiele respective sunt montate cu scopul de a susține senzorii de pe trunchi. Cuiele străbat doar scoarța arborilor și pătrund undeva la 5 mm în interior, în lemn, adică nu dăunează sub nicio formă arborului, pentru că nu este întreruptă activitatea de jur împrejur la nivelul cambiului sau la nivelul activității fiziologice. Cum funcționează echipamentul acesta? Cu ajutorul unui ciocan, lovim senzorii și producem niște unde de șoc în interiorul trunchiului. Fiecare senzor este dotat cu un cronometru care pornește în momentul inducerii undei de șoc și se oprește în momentul în care unda de șoc a ajuns la toți senzorii de jur împrejurul arborului. Acei timpi sunt măsurați. Timpii respectiv, cu cât sunt mai lungi, cu atât este mai degradat lemnul în interior. Timpii cu cât sunt mai scurți, densitatea lemnului în interior este mai mare. Adică golurile de aer din trunchi întârzie deplasarea undei de șoc în interiorul trunchiului. Ca să ne facă o demonstrație, inginerul a analizat un tei din parcul universității. Acest tei are, ca să exprimăm în procente, are undeva aproape de 50% din suprafața secțiunii la care a fost măsurat afectată de putregai. Aș putea chiar merge până la spune că în interior, în interior există o cavitate cu un diametru de 20-30 de centimetri în interiorul trunchiului. Are o singură zonă pe partea de nord-vest care ar fi mai solidă și este singura zonă, adică aici, este singura zonă care susține momentul de față puternic trunchiul în picioare. Asta înseamnă că la un vânt mai puternic există un risc de prăbușire a acestui copac. Ar putea exista, dar este nevoie totuși de o furtună mai serioasă, nu un simplu vânt. Metoda de cercetare este una modernă și oferă rezultate de o înaltă acuratețe. Care sunt metodele clasice pe care le folosesc, nu știu, cei care vor să vadă dacă un arbore este bolnav? În general, cei care vor să vadă dacă un arbore este bolnav se bazează pe observații în exteriorul arborului, să vadă dacă prezintă ceva atipic, de exemplu, cum este în cazul acestui arbore, se vede că are o scorbură undeva la înălțimea de 2 metri jumătate, ar avea o scorbură. Apoi, dacă în coroană sunt ramuri uscate, dacă există un grad de defoliere, atunci ar fi un risc. Dar nimeni, în momentul de față, nu poate estima, nici măcar în domeniul forestier, noi nu putem estima care este procentul de putregai pe care l-am în interiorul unui arbore, dacă e putregaiul sănătos sau nu, dacă este un putregai tare sau moale, dacă este deja scorbun în interior. Toate aceste lucruri, acest tomograf le poate să le facă, poate să surprindă cu acuratețe foarte ridicată, să vedem ce procent din suprafața transversală a trunchiului este ocupată de zonă degradată. Zonă cu rezistență scăzută, apoi care mai departe se traduce prin risc. Ar trebui să vedem, să putem cuantifica acest risc, care este riscul ca acest arbore să se rupă la un anumit factor perturbator, de exemplu vântul. Aparatul pe care îl folosesc cercetătorii de la USV este costisitor, însă rezultatele obținute pot înlătura suspiciunile pe care le au unii iubitori ai naturii atunci când angajații primăriilor decid să taie copaci din zonele urbane. Vestea bună este că cercetătorii de la USV sunt dispuși să colaboreze cu autoritățile locale pentru a evalua copacii. În momentul de față n-am discutat cu autoritățile locale legat de problema aceasta, de tomografierea arborilor din spațiile verzi. Suntem deschiși, complet deschiși să putem colabora cu ei pentru a asigura siguranța celor care frecventează spațiile verzi și, de ce nu, celor care
trec, traversează zonele urbane sau extraurbane în care avem aliniamente cu arbori. Echipamentul pe care îl folosiți, care este unul modern, este și costisitor? Din punct de vedere al prețului, da, este costisitor. Dar nu cred că în momentul de față siguranța cetățeanului ar trebui să fie afectată cumva de un preț, de un cost anume a unui echipament. Din moment ce îl avem, suntem dispuși să îl putem folosi în sprijinul comunității sucevene și nu numai.